Anul acesta, Consiliul Județean Călăraș, în colaborare cu Centrul Județean de Cultură și Creație, a organizat în premieră sărbătoarea de Ignat. Tradițiile de Crăciun au fost aduse în fața copiilor, care probabil nu au văzut așa ceva până acum. Muzeul Dunării de Jos s-a ocupat cu prezentarea acestor tradiții de Crăciun pe platoul din fața Consiliului Județean Călăraș. La mulți ani, la mulți ani, primiți cu colindul! La mulți ani, la mulți ani, primiți cu colindul! Primim, primim! Deșetină necălcată, am pornit așa de dată, am pornit așa de dată, am pornit să colindăm și de bine să urăm, și de bine să urăm. Uite că stă cine-ți vine, uite-ți vin colindători. Să-ți ureze, să-ți colinde, în ajun de sărbători, în ajun de sărbători. Noi umblăm să împlinim obiceiul din străbuni, obiceiul din străbuni. Să aveți viață frumoasă, pace și belșug în casă, la bucă. Pace și belșug în gazdă sănătoasă, să-i colaj de grâu pe masă, să-i colaj de grâu pe masă, să ai vin în păpărele, să cinstim și noi puiele, să cinstim și noi puiele, la anul și la mulți ani. Sărbătoarea din 20 decembrie este închinată Sfântului Ignație din Antiohia, iar la noi, la români, este cunoscută drept Sărbătoarea Ignatului. Ritualul sacrificării porcului își are rădăcinile în vremuri foarte vechi. Porcul se sacrifica, de exemplu, în Egipt, în Grecia sau în Roma antică, cu prilejul trecerii de la un anotimp la altul sau cu prilejul anului nou. În lumea romană, de exemplu, sărbătoarea sacrificării porcului avea loc de sărbătoarea Saturnaliilor, sărbătoare încheiată zeului Saturn, zeul semănătorilor. Se crede că în noaptea dinaintea tăierii, porcul își visează moartea, ca să spun așa, și se spune că din acel moment porcul nu se mai îngrașă, nu mai pune carne pe el și nici nu mai mănâncă, tocmai din cauza acestui vis. Singura activitate permisă în ziua de Ignat este cea a tăierii porcului. Este interzisă sau, mă rog, așa se crede, că nu e voie să se facă altfel de activități. De exemplu, femeile însărcinate nu lucrează în această zi, respectă cu strictețe acest obicei pentru ca copilul să nu aibă eventuale malformații. Se spune că persoanele care lucrează în această zi sunt pedepsite de stăpâna zilei, ca să spun, care este o femeie bătrână, o femeie rea și urâtă, care îndeamnă femeile tocmai să lucreze pentru ca apoi să le opărească. La tăierea porcului nu trebuie să stea în apropiere persoanele miloase, persoanele slabe din fire, căci se spune că atunci carnea porcului va ieși tare și nu va fi gustoasă. În zilele noastre, sărbătoarea de Ignat înseamnă și o reunire a familiei. La această sărbătoare participând majoritatea membrilor familiei. Oamenii își pregătesc de cu seară cele necesare tăierii porcului, cuțitele, vasele pentru depozitarea cărnii, a organelor și a tuturor părților porcului. Și este un obicei ca bărbații să se ocupe de sacrificarea porcului, iar tradiția spune că bărbatul care taie porcul trebuie să fie curat înainte de a tăia porcul, trebuie să meargă la biserică să se spovedească părintele iertându-i păcatul uciderii porcului. Thank you.
la fel. După sacrificare, porcul este spălat și se rostesc cuvintele carnea ta să fie carne aurie, apoi animalul este pârlit pe primele paie secerate în vară, puse deoparte special pentru Ignat. În foc de obicei mai sunt aruncate ramuri de lemn și asomie ca să iasă șoriciul aromat. Se obișnuiește ca după ce este pârlit să se pună o pătură peste porc și pe el să se suie cei mici, să se înveselească pentru ca porcul să fie mâncat cu poftă. Tot atunci se ia bășica porcului care se umple cu grăunțe și în funcție de zgomotul pe care îl scot grăunțele în bășică, se spune că atâta veselie și bucurie va fi în anul următor. De obicei de împărțirea cărnii se ocupă femeia, dar numai după ce bărbatul face semnul crucii pe fruntea animalului, așa cum știm, și spune Doamne ajută să-l mâncăm sănătoși. Se pune deoparte carnea pentru cârnați, caltaboși, tobă, pentru friptură și pentru pomana porcului. Picioarele de obicei se folosesc pentru piftie. Se spune că românul știe să folosească fiecare bucată din porc. După tranșarea și sortarea cărnii, gospodina casei pregătește o masă numită pomana porcului pentru toți oamenii care au ajutat la tăierea lui. Astfel, într-un ceaun mare de tuci, se prăzește carne din porcul proaspăt sacrificat, tăiată din toate părțile animalului, mușchi, ficat, slănină, coastă. Odată cu friptura, gospodina face și o mămăligă mare, cât să ajungă pentru toți mesenii, iar în mijlocul mesei pune și un castron cu murături. De obicei, masa se așează în curte, în fața casei, se mănâncă în picioare și alături de mâncare se bea țuică fiartă. Pomana porcului se împarte comunității, săracilor, dar mai mult apropiaților. O parte din bucățele de carne gătită se duc preotului, este un obicei practicat din totdeauna.